spre Badabung, sau cum se spune? Batabong. A, Batabong. Locul cu, a, dacă e de la Bat, locul cu mulți chirieci. Am dormit super bine în acest loc. Ieftin și bun. 7 dimineața. Cea mai ieftină combinație de bus este la 8 dimineața. Am dat 8 dolari pe acest transport și a zis că vine să ne ia cineva chiar de la hotel să ne ducă până la bus. Dar mai târziu era 10 dolari, 10 euro. Come on, a venit omul. Am ajuns la minivan. Acest van merge chiar în Laos. Se poate ajunge în Laos cu 50 de dolari de aici. Asta este mașina care merge la Batabong. 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 Am pornit spre Batabong. Batabong. Sunt 180 de kilometri. N-a mai fost un bus, e o mașină. Practic împărțim o mașină cu 6 persoane. Cam așa arată mașina. Noi ne așteptam că o să fie un bus, dar de fapt nu este un bus, este o mașină împărțită cu 8 locuri. Am ajuns în Batabong. 3 ore. Am făcut 150 de kilometri. Yes. Ia. A venit omul să ne ia direct de la mașină. Oh, Al Flori Mares, Mares. Exact. Am luat o cameră la un hotel fix lângă stația de bus și vine un om și ne ia și că free pick-up. Nu am crezut că la vrăjeală prima oară și de fapt chiar avea numele scris pe o foaie. N-am panicat prima oară. Dacă trebuie să Nu vreau nimic, ca de obicei mergem pe jos. Bine, pentru 100 de metri, că e la 100 de metri, 150 de metri. Dacă omul e plătit, lasă-mă. Prețul biletului. Cel mai scurt drum posibil, 150 de metri. E soare afară. You see? Mm-hmm. That's why I say, because I never meet Romania. Yeah, okay. Where are you from? Romania? Yeah. Romania? Because you're Romania in Europe, but not just Euro. Yeah, exactly. You have your own currency. Yeah. Yeah. Low. It's calling low. Low, low, low. Yeah. Yeah. Moare cam din 52 de țări, bani. Face colecție. Collection. Nu are din România. Thailand, Philippines, Myanmar, Laos, you know, I have many. Today very special. Egg the lamb. Hai să vedem cum arată camera. Camera 205. Mai sus. Combinația la tuk-tukar era să vină să te ia de la cei 100 de metri de unde te lasă mașina și se ducă la hostel ca să poți să te combine la tururi. Lost 8. Cred că e în partea cealaltă. Miroase foarte bine. Curățenie. Super bine, miroase. Imperial.
Această cameră a costat cât a fost? 65.000, adică 16 dolari pentru două nopți. 8 dolari pe noapte. Periuțe, apă, șampon, ceai, cafetieră. Plus balcon. Ups. Plus view. Bă, dar miroase foarte, foarte bine. Ventilator și aer condiționat. Plus baia. $8. Am dormit, am rupt în Lucky Hostel într-o perioadă de dureri super puternice și tot ce am putut să fac azi e să bag un somn. Stăm în Lucky Hostel, care arată foarte bine. Choc Market. Trebuie să ne alimentăm cu niște gustări. Ananas, în dreapta? Unu, nu. Trebuie să luăm 4 sau 5. Să nu-i de unu. Fructe și legume. Femeia care cară frunzele, nu? Sau ce sunt? Spanacul de apă. Spanacul de apă. Morning Glory. Și cu coasa în mână. Marketul central, piața locală. Seara aici e hub-ul de mâncătorie. Hub-ul de mâncare. Da, acesta, da. Să începem cu porumbul, care costă 1 leu. 20 de eurocenți. Pe partea aia se pare că e loc de mâncare, cu view la această apă. Aruna și ciucă. Îmi vedeam oamenii ăștia, nu? Se face baie. A, după pește. Locul de mâncătorie. Vodka. Dacă vă vine să credeți. Am găsit mici. Mici, cărnăciori de fapt, nu știu. Dinner with a view. Orez dulce. Apusul din Batabung. Batambung. Batambang. Batabang? Batambang. Delieci
Nu trebuie să mergem neapărat la peșteră, okay, să vedem lilieci. Este o peșteră unde sunt foarte mulți lilieci în zona, la vreo 16 km de unde suntem acum. O baghetuță cu soia, una cu tofu, noodles prăjit și... Nu noodles prăjit, un fel de pachetele de primăvară, a zis ceva. Spring rolls. Spring rolls. Și ăsta un fel de tofu. Am zis să mai diversificăm puțin, că toată mâncarea e dulce și nu ne-am mai luat orez. Să vedem cum e. Și cabonul e dulce. E dulce. Credeam că este salată. Și asta e tot dulce? Da. Inimaginabil. Poate sosă. Sosul e tot dulce. Tot e dulce. Asta nu e dulce. Nu? Cum e? Ce e asta? Nu știu. Nu dulce prăjit, eu așa mă tăiesc. Nu are gust de nimic, nu? Nu dulce prăjit. Bine, că nu-i dulce. Tofu e bun. Tofu e bun, da. Nu-i dulce. De fapt, e pește. E pește, da. Pește. Un fel de pește afumat. Surpriza dulce vine de aici. Pe pâine este dat ca un fel de miere, nu știu ce e asta. E zahăr cu apă. Zahăr cu apă topit, foarte dulce. Mâncă foarte dulce oamenii ăștia aici. Până și sosul e dulce, n-am putut să mâncăm. Moda din Cambodgia. Moda pijama. Moda pijama. Și merge așa pe stradă. Ce? Iaurtul din Bulgaria. Bulgaria.